Salut! În următorul videoclip vreau să vă prezint colecția mea de jocuri actualizată pentru anul 2020, respectiv Crăciun 2020. Înainte de toate, vreau să vă doresc sărbători fericite, să bem ceva împreună, un brandy spaniol de colecție și am și suc pentru cei care nu le plac băuturile alcoolice. Cu băutura alcoolică e în felul următor. Întotdeauna să stăpânești tu băutura și niciodată ea pe tine. Cam ăsta e secretul cu băutura. Nu facem aici apologia nectarului, cum vrei să-i spun, nectarul zeilor. Că acum ăștia spun că nu se mai bea, nu se mai fumează, vezi, Doamne? Că o să iei boală. Nu e adevărat. Beați-mă și faceți și trăiți-vă viața. Eu întotdeauna am fost un hedonist. Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc viața. Nu m-am luat după nimeni viața asta. Asta e adevărul. Un noroc pentru voi, pentru abonații mei și nu numai. Vă doresc toate cele bune alături de familie. Vă doresc o masă bogată, o masă îmbelșugată, cu sarmale pe masă, cu cardaboș, cu cârnați, cu tot ce e mai bun din alimentația românească. Anul ăsta a fost un an dificil pentru toți, pentru majoritatea din noi, pe motiv cu boala asta, pe motiv de restricții, pe motiv că din ce în ce mai mult politicienii pun restricții și ne limitează din libertăți și libertățile astea probabil că după corona asta nu se vor da așa ușor înapoi. Dar să nu facem politică, un noroc pentru voi, un Crăciun fericit vă doresc, încă o dată, am și un suc pentru cei care nu le place băutura. Ăsta e un brandy spaniol. Mamă bune. Nu e tare ca un whisky. E așa, un fel de îmbinare între coniac și porto, să vinul la porto. La gust. Din colecția ce vă prezint eu imediat, trebuie să spun asta, na, pentru YouTube. Nu recomand niciun joc, ca să nu credeți că fac reclamă și vă pun eu pe unul să se cumpără jocurile respective. Anul ăsta, 2020, a fost marcat prin jocuri categoria mediocrități și reciclări. Vezi, respectiv, ultimul joc ăsta, Cyberpunk, care a fost o mediocritate din toate punctele de vedere. Acum sunt curios dacă o să mai aibă posibilitatea CD Projekt Red să mai facă un joc în viitor, deși nu cred că, probabil că firma va fi desființată. Pentru cei dintre voi care nu au consola Xbox One, recomand consola Xbox One, sunt atâtea jocuri bune. Normal că și pentru consola PlayStation 4 sunt jocuri bune. Nu mă simt atras de consola PlayStation 4 sau 5 din simplu motiv că nu poți să joci jocurile vechi de PlayStation 3. Dacă se putea să joci jocurile alea de PlayStation 3, atunci probabil că o luăm, dar altfel nu. Bun, îmi mai pun un pahar ca să am de prezentare, ca să am chef de limbariță. Vă recomand în toată inima, nu fac reclamă, că nu sunt plătit, doamne, neapărat. Bun, destul atâta, nu am chef să îmi dau drumul la vorbe mai mult decât trebuie. Ok, pun deoparte și acum să mă uit puțin în cameră, mă scuzați, să mă uit să văd exact unde se pun eu de video. Că nu iau de aici, să văd cum, cam așa. Bun. Încep cu Skyrim. Nu o să fie jocul într-o ordine anume. Le am aici în cutii.
Skyrim, consola PlayStation 3. Skyrim, consola PlayStation 3. Skyrim, Xbox One, Skyrim Special Edition. Metal Gear Rising. Încă o dată să mă uit în camera să fiu sigur că să văd jocurile. Da. Shit. Cutiile. Metal Gear Rising. Darksider 2. Darksider 1. Mass Effect 2. Red Dead Redemption Undead Nightmare. Probabil că trebuie să fac un pic. Call of Juarez Bound in Blood. Mass Effect 3. Red Faction Guerrilla. Division 2. Far Cry New Dawn. Doom Eternal. Rage. Fear. Cât? 3. Fear 3. Fear. Cât? 2. 2. Baldur's Gate. Mă duc că mai am uitat două jocuri. Încă o dată Red Dead Redemption. De asta zic că îl fac giveaway, dar m-am răzgândit că nu am niciun chef. Division 1. Mă scuzați că trebuie să iau două jocuri. Camera cu ocazia asta să văd cum se vede. Ok, ok. Dying Light The Following. Sekiro Shadow Die Twice. Asta e prima cutie. Mă trebuie să aveți răbdare ca să le bag înapoi în cutie frumos. Încă o dată, ăsta nu o să fac giveaway. Dar m-am răzgândit că posta costă destul de scump. Vreo 7 euro cred că sau cât n-ai bătit să dau 10 euro pentru un click. Și am zis că mai bine nu mai fac. Sekiro e un joc super la capitolul grafică, la tot ce vrei, dar dificil. Power. Dificil. Extraordinar de dificil. Să văd de unde pun cutia. Asta e prima cutie. Mă scuzați. Trebuie să aveți răbdare. Nu pot să fac video asta 10 minute. Cam foarte mult. Bine. Prima cutie. Un pe lasă de aici. Atunci mai prezint și jocuri de PlayStation 3. Ia să văd. Să vede bine. E ok. Aolea, o gură de suc. Bă, acum ți-a să urcă la cap. Prostia asta de coniac. De brandy, scuze. Bun. Eu țin în cutie silica gel din asta pentru să nu fie umiditate. Nu se prezint jocurile. Așa, de cum era. Nu, crescut pe rând. Descot pe rând, scuze. Metal Gear Solid Ground Zeroes. Metal Gear Solid Phantom Pain. Metal Gear Solid
4 Dragon Age Inquisition Uncharted 1 Uncharted 2. Prova să arăt așa camera încă o dată. E greu. Să și filmez singur. Deci așa, să-l fac așa un pic. Să și filmez. Și să prezinți. Uncharted 3. Medal of Honor. Wow, asta e un joc super, îmi place foarte mult. Battlefield Bad Company. Battlefield Bad Company 2 2 Battlefield 3 Battlefield 4 Medal of Honor Warfighter super și asta. Dead Space 1 Dead Space 2 Dead Space 3 Și acum la cutie cu ele. Am 7 cutii de jocuri. 7 cutiuțe. Pun cutie aici. Unde e capacul? Capacul frumos. Să pun aici să bană că bate. Trebuie să fie lumina. Așa, le pun aici când vine. Ok, asta e 2. Prezint Xbox 2. Cutie de Xbox. Încă o dată. Jocurile le prezint aleatoriu. Nu prezint, să zici că pe serii sau numai Xbox sau PlayStation 3. Amestecate. Vă rog să mă scuzați. Bă, dar ăsta e păcătos, mă. Înșelător. E înșelător rău. Wow, ce brand e, mă, ce conec. E sărbătoare, lumea bea, se distrează, nu fac rabat. Nu fac rabat sub nicio formă. No. Eu nu mă iau după știința televizor. Să nu înțelegeți greșit. Boala există. Normal că există, dar nu trebuie să îmi spună mie toată proasta de la televizor ce să facă. Știu eu ce să facă. Oh, shit. Nu e bine. Nu e bine și nu e bine că trebuie să prezint iar din cutie, că n-am cum. Scuzați. Bun, te prezint din cutie. Căzut ceva, dar mă rog. Ok. Mafia. Mafia 3. Ia să văd eu. Mafia 3 și scuze, trebuie să iau și alt video. Durează, până o să prezint toate jocurile încă o dată, dar știți bine că am multe și nu pot, nu mă încadrez în 10. Mafia 3 chiar mi-a plăcut jocul, mai ales după ultimul update în care s-a dat Season Pass-ul gratuit, chiar merită. Mafia 2. Dar asta îl pun separat pentru că mă joc actualmente pe Mafia 3. Doom 2016. Forza Horizon. Scuze, Forza Motorsport 7. Mass Effect Andromeda. Star Wars Battlefront 2. Deus Ex Mankind Divided. Îl am și digital, îl am și pe disc. Nu pot să vă prezint toate jocurile mele care am cam, nu știu, peste 100 și ceva. Multe le-am digital și nu dau eu drumul ca să mai arăt și pare digitale. Ăsta e un joc super, Crytek. Rise, Son of Rome. Batman, Arkham, cum îi spune asta? Arkham Knight. Batman,
Arkham Knight. Prey. Asta e un joc super. Ăsta, The Evil Within 2. Nu mai are nevoie de nicio prezentare, cred. Battlefield 1 Revolution complet, Battlefield ăsta pachet. Am multe DLC-uri de la jocul ăsta. Joc super. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Da, se vede bine. Așa, Call of Duty Advanced Warfare. Call of Duty Ghost. Call of Duty Infinite Warfare. Call of Duty Black Ops 3. The Witcher care? The Witcher 3. The Witcher 3. Da. Cum bag jocurile la cutie? Mă scuzați. Așa. Tot jocuri pentru consola Xbox One. Să mai pun niște suc. Ghost Recon Wildlands, un joc superb față de Breakpoint, un joc superb. Curios unde e Breakpoint-ul. Bă, aici o fi. A, uite. Ghost Recon Breakpoint. Îl pun așa. Wolfenstein Old Blood. Wolfenstein The New Colossus Steelbook Edition. O să fac eu o prezentare probabil și la cărți cândva. Assassin's Creed Origins. Superb. Superb. Unde fi Assassin's Creed Rot? Nu e aici. Assassin's Creed Syndicate. Și asta e bun în felul lui, dar nu la nivelul la Origin sau la Odyssey, că nu știu unde e Odyssey acum. Probabil că e pe altă cutie. Mad Max, un joc super la capitolul grafică, la capitolul efecte speciale, la capitolul cum e prezentată Australia post-apocaliptică, dar un joc nu prea jucat pentru că nu i s-a făcut atâta reclamă. Dar e un joc super, super. Mad Max. Grand Theft Auto 5. Mie mi-e place 4, vă spun sincer. Așa trebuie să vină, cu tot cu harta, când vă luați, să știți. De-aia vă mai fac prezentarea și la asta, pe unele jocuri. Deci dacă nu-i harta, nu-i joc original. Adică Luca nu-i joc original. E probabil că e original. Numai că e luat cu țapțărapul. Shadow of Tomb Raider. Un joc, încă o dată, și ăsta superb, superb la nivel de sonor, cu are din ăla Dolby Pro Logic. Division
1. Gears of War cât? Scuze. 4. Far Cry 5. M-am jucat până am terminat, cred că, două regiuni. Și nu l-am mai jucat, că m-a plictisit. XCOM 2. Strategie pură. LA Noir. Un joc superb. Pun aici alături de GTA. Uite-mă, Call of Duty, înseamnă că le-am mai multe amestecate. Call of Duty World War 2. Rainbow Six Siege. State of Decay 2. 2. Watch Dogs 2. Bun, să le pun la cutie. Curios pe unde ar fi Origins, Odyssey, asta simt, chiar că nu mai găsesc. Cutia, dar am avut eu ceva în cutia, dar nu găsesc după prezentarea video. Cutie. Acum urmează joc PlayStation 3. Joc de PlayStation 3. Jocuri de PlayStation 3, scuze. Metro Last Light. Ia să mă uit să văd câte minute avem. Da. Metro Last Light. Red Dead Redemption 1. Alien Isolation Ripley Edition. Wolfenstein The New Order. Tomb Raider. Dark Souls 2. Rage 1. Crisis 3. Crisis 2. Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 1. Murdered Sole Suspect. Există jocul și pentru consola Xbox One. Gran Turismo 5 Mașini. Este pentru consola PlayStation 3. Oblivion. Ăsta ar fi înainte de Skyrim. Oblivion. Un joc. Jucam acum cât? Acum 15 ani? Nimeni. 10 ani. Acum scrie că acum 10 ani. Vă jucam pe calculator. Splinter Cell Blacklist. Max Payne 3. The Last of Us. Un joc super. Bun, să le pun copie. The Last of Us 2. Am văzut pe PlayStation 4. M-am uitat, curios, să vă dați seama. Despre, să văd de story, să văd fătuca a ajuns lesbiancă și antagonista era transexuală. Bă, îți ba joc, mă, își ba joc de voi, mă, de generația asta de tineri. Își ba joc de voi, mă, să nu le cumpărați, mă, jocurile astea de rahat, mă. Dați-le pace, mă, când vedeți că își ba joc de voi, dați-le pace, mă. Cumpărați-mă jocurile vechi, bune, adevărate și lăsați-i dracului. Scuze. Aolea, că mai am două cutii. Băul de suc. Unde o fi Assassin's Creed Origin, mă? Ăla, Odiseea mai am și... Trebuie să mai mă uite pe
Păi unde naiba le-am mai pus? În țară am văzut că din ce în ce mai rău la capitolul politică. Toate mediocritățile fac politică. Da, mă rog, așa o fi. Dacă oamenii acceptă, să accepte atunci. E zi de sărbătoare. Aș fi vrut să am muzică pe fundal, dar nu pot din cauza cu copyright-ul ăla, știți voi bine. Nu vor. Xbox One. Jocuri de Xbox One. Just Cause 4. Superb jocul. L-am luat. Steelbook Edition. Ia să vă arăt cum arată. Uite, Steelbook Edition. Super joc. Hitman 1. Steelbook Edition. Probabil că o să iau și Hitman 2 sau 3, eu când nu le găsesc, dar nu am găsit Hitman 2, Steelbook Edition, că luam, dar nu l-am găsit. Bun. Forza Horizon 3. The Sarge. Mamă, e ca Dark Souls. Mamă, dificil și... E frumos, mă, dar... Greu, greu ca dracu. Resident Evil 7. Red Dead Redemption 2. Pentru mine ăsta e pe primul loc. Red Dead Redemption, așa ia cât am dat pe el. Red Dead Redemption 2 și aici îi că are două discuri, am băgat în două cutii. Red Dead Redemption 2. Far Cry 4, ultimul Far Cry bun. 5-ul și toate restul bunai. Ăsta a fost ultimul adevărat. Far Cry Primal. Se petrece în zona României, Carpații. Pe vremea, no, pe vremea mamuților. Quantum Break, superb joc. Un joc superb. Mai ales că dacă dai și are, cred că și 6 episoade de film. Oho, Hellblade Senua. Uai, ce superb e jocul ăsta. Dificil, mai ales că ai numai o viață. Superb! Dishonored Double Feature Pack. Asta însemnând Dishonored 2 și The Death of the Outsider. Na, scuze. Lasă. Uai, ce-mi place Dishonored, vă spun sincer, și unul și astea. Îmi place tot, și grafica și tot. Ia să mă uit să văd cum se vede exact acolo. Când fac așa, se vede. Bun. Dishonored. Double Feature Pack. Ăsta iar m-a plăcut foarte mult. State of Mind. Grand Theft Auto 4. Cu hartă îți vine, cu poster, cu tot ce vrei. Grand Theft Auto 4 Liberty City, Episode from Liberty City. Uite, Assassin's Creed Odyssey. Dark Souls 3. Toate sunt jocuri frumoase, atât că sunt foarte dificile. Ăsta, Dark Souls, mamă. Dar nu atât de dificil ca ăsta, ca ultimul Sekiro.
Ăla e teroarea. Mă, nu am crezut că fac ăștia joc mai dificil ca asta. Ca Dark Souls. Eu nu am crezut. Da, e sărbătoare. M-ar fi plăcut și mie să vă pun muzică. Nu. Încă o cutie de jocuri pentru consola PlayStation 3. Sărbătoarea Crăciunului. Hitman. Oh, scuze, schidmă, Hitman, pe naiba. Dishonored, scuze, mă uităm la asta. Dishonored. 1. Hitman aici. Am uitat la un joc și l-am luat altul. Hitman Absolution Professional Edition. Professional Edition fiind așa. Fiind jocul și o cărticuță. Uitați aici, cărticuța frumoasă. Nici nu mai știu când l-am luat. Hitman Absolution Professional Edition. Rarități. Rarități. Îmi plac raritățile. Să le am. Să mă joc cu ele. Un adevărat colecționar. Splinter Cell HD Trilogy. Ăsta e un musai pentru toți acei care plac seria Tom Fisher. Splinter Cell HD Edition. The Evil Within 1. Resident Evil Raccoon City. O să mai iau Resident Evil 5, mai iau pe rând, pe rând, pe rând, pe rând. În fiecare lună. Arkham Origins Batman. Batman Arkham Knight Steelbook Edition. Batman Arkham Asylum Platinum Edition. Far Cry 3. Înainte, ăsta a fost pentru mine pe primul loc la jocuri, Far Cry 3, dar l-a depășit Red Dead Redemption 2. Dar ăsta acum e pe locul 2, să zic. Assassin's Creed Rogue. Assassin's Creed Revelation. Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 2 Game of the Year Edition. Diablo cât? Diablo 3 o fi. Diablo 3 Reapers of Souls. Diablo 3. Assassin's Creed Black Flag. Și din PC, decât singurul joc ce am pentru PC care m-a plăcut mie cândva și ăsta l-am ținut. Legacy of Kain Defiance. Aceasta a fost prezentarea pentru jocurile mele. Prezentarea ce jocuri am în colecția mea. Colecție nefinisată, colecție neterminată, pentru că întotdeauna se mai găsește ceva de cumpărat. Pe viitor o să mai fie și Dark Resident Evil și nu numai. Eu de aici, încă o dată, din motive de publicitate, nu pot să vă recomand niciun joc că... No, nu fac reclamă. Dacă făceam reclamă, dacă primeam ceva bani, vă recomandam ceva jocuri de așa, nu? Vă mulțumesc pentru vizionare. Thumbs up, subscribe și pe videoclipul următor. Ciao! Și încă o dată, sărbători fericite!